Pentru următorul meci mergem la categoria 65 de kilograme. A venit momentul să-l vedem pe Ionuț Pimpula Todiresei, că și-a revanșa în cușca Fight Night. După înfrângerea a suferit la Botoșani, a promis că revine cu o victorie. Să vedem cum se va descurca în fața lui Omar Hamoudi, care nu este de origine arabă, ci este ungur. Se antrenează și el la Budapesta cu Feyfoldi Sabolci, practicant de Kempo. Da, în fața unui luptător maghiar a pierdut Pitbull Todiresei la debutul său în cușcă. Are ocazia acum să-și ia revanșa în fața ungurilor și să-l învingă pe acest Omar Hamoudi. Diferență mare de ani între cei doi, doar 21 de ani pentru Omar Hamoudi, 32 de ani pentru Pitbull Todiresei, care a trecut deja de 100 de meciuri în carieră. Este 10 ani pentru Todiresei în sporturile de contact din România, unul dintre sportivii care luptă de la începuturile local combatului pe scena profesionistă. Omar Hamoudi avea doar 10 ani când Pitbull-ul debuta la profesioniști în România. Iată că s-a făcut mare și a venit în România să se bată cu Pitbull. Să vedem însă dacă va avea succes în fața lui Ionuț Pitbull Todiresei. L-a lăudat pe Todiresei înainte de meciul de la Botoșani, că se descurcă foarte bine în lupta la sol. Este centura albastră în jiu-jitsu brazilian sub Tudor Mihăiță la Absoluto Fighting Center și a fost finalizat la sol Ionuț Todiresei. A fost un rear naked choke aplicat de către luptătorul ungar. Să sperăm că va avea șansa să demonstreze ce poate în această seară. Spunea și Todiresei că meciurile de MMA sunt total diferite față de cele de kickbox cu care este obișnuit. În primul rând că pregătirea este alta. Trebuie să te antrenezi atât pe striking cât și pe lupte și la sol. Și din punct de vedere fizic pregătirea este alta, iar în cușcă lucrurile sunt altfel față de ring. Mânușile sunt mai mici, strikingul este puțin modificat. Hamoudi are 3 lupte disputate în cușcă, 2 le-a câștigat și a fost învins odată. A pierdut foarte rapid, în 15 secunde anul acesta, în fața unui compatriot, Janos Gonci. I s-a aplicat un armbar, așa cum spuneam, după doar 15 secunde. Todiresei n-are experiență în MMA, are un singur meci și o înfrângere față de ungur, care are totuși victorii în palmares. Bineînțeles că fanii săi vor să-l vadă împotriva celor mai buni luptători din lume, așa cum ne-a obișnuit în ringul din local combat, însă acest sistem de luptă este unul diferit și Ionuț trebuie să o ia pas cu pas. În acest moment este pur și simplu un luptător de MMA cu un meci și o înfrângere. Iată ce intrare spectaculoasă, cred că sunt 20-30 de persoane pentru Ionuța Todiresei, care intră alături de el în acest meci. Mai vorbim de fanii din tribună sau cei din fața televizorului care îl urmăresc, l-am văzut și pe Cristian Ciocan. Ar fi greu să enumerăm acum toți luptătorii pe care îi vedem în imagini, pentru că ne-ar lua foarte mult timp. Da, toată crema luptătorilor din România, indiferent de sport, a venit aici la Polivalentă. Vedem pe Svet, supercampion din local combat, vedem pe Camil Moldoveanu, multiplu campion mondial și european de jiu-jitsu. Vedem și pe Damasio Paraschiv, pe Svet. Vedem și pe Cristian Mitrea, campionul de la categoria grea. Foarte mulți sportivi în colțul lui Ionuț Todiresei, un sportiv îndrăgit, un sportiv care, așa cum spuneam, a avut curajul să facă această trecere de la kickboxing la o disciplină nouă la 32 de ani. Să fii în vârf într-o disciplină și să intri într-un sport nou, să ridici practic totul, să nu uităm ce orgoliu au luptătorii, pentru că altfel, bineînțeles, n-ar fi ajuns la acest nivel.
Sperăm că în această seară vom vedea și prima victorie pentru Ionuț Atodiresei în cușcă. În colțul roșu, Ionuț Atodiresei! Foarte pregătit Ionuț Atodiresei. Și apropo de luptători, vedem și pe Cristina Stanciu, cea cu steagul absolutor. George! Față în față cei doi, Atodiresei și Omar Hamoudi. A început prima rundă a luptei. A căzut acolo, este inert sportivul din Ungaria. Și recordul de 3,5 secunde este iarăși în pericol. Ce omor și-a luat Omar Hamoudi. Pitbull Atodiresei absolută, senzațional. Se vede experiența sa pe partea de striking. S-a aruncat Hamoudi în atac și a fost lovit năpraznic de Pitbull Atodiresei. Probleme pentru sportivul din Ungaria. Palmares, da, este comoționat ungurul, însă se trezește ușor, ușor. A fost o lovitură în bărbie. Ce gal avem după cele 6 secunde ale lui Robert Orbocea. Sunt curios cât a trecut la knockout-ul lui Pitbull Atodiresei. Da, și câtă inconștiență din partea lui Hamoudi să se arunce în atac într-un meci cu un luptător ca Atodiresei, atât de experimentat. La limita celor 3,5 secunde a fost o dreaptă direct în bărbie, pe capul sus Omar Hamoudi, și a încasat această lovitură absolut incredibilă. O gală în care, iată, două meciuri se termină împreună în mai puțin de 10 secunde. Nu cred că am mai văzut așa ceva la nivel mondial. Iată ce dreapta a încasat acesta. Knockout senzațional obținut de Ionuț Atodiresei. Sigur, nu-și dorește nimeni să vadă aceste imagini în cușcă. Un adversar care își revine cu greu, însă acesta este riscul pe care și-l asumă luptătorii atunci când urcă în cușcă, mai ales cu un sportiv experimentat, spuneam, de cei 10 ani în ringul local combat, și se vede aici experiența obținută acolo. Omar Hamoudi își devine într-adevăr cu greu, a fost o lovitură în bărbie care produce un shutdown, să spunem așa, al creierului. Iată, ungurul resuscitat în aceste moment, da, și-a revenit în acest moment Omar Hamoudi, sau pare că s-a trezit. Da, cu siguranță și Cătălin Moroșanu se bucură pentru victoria moldoveanului său, Ionuț Atodiresei. Da, s-a trezit ungurul în acest moment. Cred că realizează cu greu unde se află Hamoudi în aceste momente. Da, momente dificile pentru ungură. Medicii își vor face treaba și îl vor trezi pe acesta. Da, important este că deja este conștient. Încearcă să se ridice sportivul maghiar. Da, și în aceste momente Omar Hamoudi se ridică în picioare, este îmbrățișat de Atodiresei și aplaudat de cei aproape 5.000 de fani veniți să vadă aceste lupte extrem de dure din cușcă. Învingător prin knockout, după 3 secunde scurse din prima rundă. Nu știu dacă a fost chiar 3 secunde, vom primi confirmarea, însă Ionuț Atodiresei aproape de recordul mondial pentru cel mai rapid knockout. Și ce victorie pentru superstarul român. Ne pregătim de meciul lui Bombardierul Pascu și Sandu Lungu versus Mighty Mo. Bună seara, București! Bine v-am găsit! Un public minunat, asta mi-am dorit aici la București, o victorie reușită. Îmi pare rău pentru adversarul meu că s-a întâmplat așa,
dar puteam să fiu și eu în locul lui. Vă mulțumesc din suflet pentru susținere, vă doresc o seară minunată în continuare!